Bună ziua, m-ați emoționat foarte tare și cuvintele Ralucăi și prezența dumneavoastră aici. Îmi dau seama că e cam după 25 de ani când mă adresez din nou publicul ieșean. N-am mai făcut-o până acum direct pe o scenă, ci doar prin alte metode. Și nu știu câți dintre voi știu că eu sunt chiar ieșean, adică sunt jet by jet, născut în Bacău, bineînțeles, că orice ieșean trebuie să te naști undeva mai în mijloc, nu chiar în nord-est, așa, mai în Bacău, așa au găsit părinții mei de cuvință. Dar sunt crescut, sunt educat, însurat în acest oraș și ce este cel mai important lucru, aici, în Iași, am întâlnit pe cei mai comici oameni pe care am văzut eu în viața mea, băieții care au format fenomenul Divertis, fenomen care avea să ne schimbe tuturor din Divertis viața. Habar n-aveam unde o să ajungem. Pentru că intrând în Divertis pentru mine, Iașul a devenit buricul lumii. Și apropo de tema de astăzi, Lemons and Sweets, cine Dumnezeu a văzut lămâi în buricul lumii? Este imposibil, pentru că în buricul lumii curge doar lapte și miere, curge voie bună și creativitate. Oricât de grea era viața în anii 80 în România, în Iași, bineînțeles, toate lipsurile din jur, toată acreala aceea a vieții de zi cu zi în comunism, nu aveau cum să intre în interiorul buricului lumii, că acolo era doar Divertis. Ori Divertis reușise cumva să transforme această acreală a lumii în dulceața umorului. Eu știu că vă gândiți dumneavoastră la creala comunismului. Ok, mulți dintre voi habar n-aveți despre ce-i vorba, dar nu era dată de la lămâi. Pentru că lămâile alături de portocale și banane se vedeau doar două săptămâni înainte de Crăciun, când cine reușea să le cumpere sau să fie aduse pe sub mână de către părinți. Acreala comunismului era dată în acea perioadă de viața omului nou, de lipsa căldurii, apei calde, nici nu știu, este o listă atât de lungă încât mi-este și greu să o termin până la capăt. Mai era dată și de faptul că trebuia să ai abilitatea de a ocoli cenzura și de a totuși spune ceva, de frica de a nu fi ascultat și mai ales interogat de securitate și grija zilnică de a avea grijă ce vorbești, să nu cumva să deraiezi de la linia partidului. Iar Divertis în perioada respectivă ajunsese la un grad fantastic de alchimie, eu nu știu cum pot să-i spun altfel, de a stoarce aceste lămâi ale vieții, a crelii de zi cu zi, și să le transforme în niște cristale de umor. Cel mai bine, nu știu dacă mă credeți pe cuvânt, dar pregătind vorbele astea pentru voi, am încercat să mă gândesc cum era pe vremea aia și mi-au venit în cap câteva exemple. Ca să înțelegeți cam cum reușeam să facem chestia asta. În 1983, în primăvară, martie-aprilie, a avut loc la Iași, în Casa de Cultură a Studenților, finala de umor a Festivalului Artei și Creației Studențești, un fel de studenții au talent pe umor, unde și noi eram, Divertisul era, bineînțeles, și la monologuri, și la individual, și la compus, eram prezenți în toate secțiile, pe toate au fost câștigate cu premiul întâi. Și am participat și la organizarea propriu-zisă a manifestării. Și de-a trecut prin cap să facem niște afișe. Afișe se numeau atunci, acum sunt bannere, normal, sunt outdoor, avem alte denumiri. Iar unul din aceste bannere a târnat sus, nu mai putea nimeni să-l dea jos decât la final, trebuia să ridici niște scări uriașe până în tabanul sării, unde scria foarte frumos, un scris de mână, deși omul se împotrivește, inteligența contraatac. Poate este inofensiv așa când citești. Omul era scris cu o mare, ori substantivul propriu, omul, nu avea voie să fie atribuit decât tovarășului Nicolae Ceaușescu. Asta era o mare îndrăzneală pentru acea vreme. Lumea a fost deosebit de busolată, dar a primit toate celelalte ce au fost pe scenă, a fost fantastic de dur la adresa regimului. Doi ani mai târziu, la o altă finală de umor, de data aceasta la Cluj, eram din nou în finală și noi și scenata pe care am prezentat-o pe scenă se referea tot așa la un profesor, la asistentul profesorului, la niște studenți. Și profesorul se lăuda că, uite, draga, cum îl chema pe asistent, habar n-am, nu mai țin minte, am cumpărat acest concasor cu fălci,
habar n-aveam ce înseamnă, dar exista pentru studenții la mecanică, probabil știu ce era un concasor cu fălci. L-am cumpărat din Moscova și am dat 200 de ruble. Nu puteai să prezinți un spectacol undeva dacă nu era vizionat. Iar la vizionare, cenzorul a luat așa frumos creionul și a tăiat ruble. I s-a părut foarte subversiv. Ce treabă avea ruble cu studenții în România? Și a scris, cu creion a scris, orice altă monedă. Și la, exact în timpul concursului, domnul tovarășul profesor a spus, am cumpărat concasorul cu fălci cu 200 de orice altă monedă. Efectul a fost fantastic, pentru că nici noi nu ne-am gândit la ce efect poate să aibă aceste cuvinte. Într-adevăr, era orice altă monedă decât pârlitul de reu românesc. Și sala s-a rupt, pur și simplu. Din nou am luat locul întâi. M-a bucurat foarte tare că cenzorul ne-a ajutat cu această ocazie să câștigăm. E adevărat că toate glumele pe care le făceam în perioada respectivă au o mult mai mică relevanță acum, pentru că s-a schimbat sistemul de referință. Nu mai avem aceeași lume în jur. Dar pentru noi era o mare îndrăzneală și o mare creativitate ca să putem ocoli de cenzura. Lucru pe care l-am făcut și după Revoluție, pentru că toată efervescența aia din jurul nostru a dus o grămadă de personaje și de situații pe care nimeni nu și le dorea în jurul lui. Starea de acreală, motorul nostru din care ne trăgeam seva de data asta, era dată de nesiguranța zilei de mâine, era dată de lipsurile atât de inerente tranziției și de incertitudinea că drumul ăla prin tunelul, unde toată lumea vorbea de luminița de la capătul tunelului, nu cumva ne întoarcem înapoi, că nimeni nu vedea ce-i dincolo de tunel și ce-o fi dincolo. Deci toate astea trei ne-au împins mai departe să facem spectacole, să facem spectacole nu numai în orașele mari, în centrele universitare, unde ne simțeam, vibram cu oamenii din sală, ci mai ales în orașele mici, acolo unde doar tovarășul Iliescu de la televizor avea păreri personale și dădea tonul la muzică, cum ar veni. A fost perioada noastră cea mai prolifică, pentru că ne-am definitivat stilul. Am făcut improvizații, care acum se numesc improvizații, atunci erau interviuri, pentru noi erau interviuri, acum e impro-show, făceam monologuri, care acum se numesc stand-up, făceam scenete, care acum se numesc sketch-uri, am făcut parodii muzicale, am făcut imitații, pentru că aveam pe cine imita, slava Domnului, nu, chiar erau niște personaje suculente, care era păcat să nu le aduci în fața oamenilor. Deci noi ne-am definitivat stilul, dar România în jurul nostru era vestul sălbatic. România anilor 90 era... orice era posibil. Dau un singur exemplu pe care noi l-am simțit în fiecare an când treceam pe acolo, Triunghiul Bermudelor, vorbesc de Hunedoara, Petroșan și Deva. În Deva nu puteai mânca nicăieri duminica, pentru că era liber. Păi, ne-au spus aia de la hotel, păi, nu, dar nu-i duminie, că trebuie să stea oamenii acasă. Păi, da, dar turiștii ce mănâncă? A, nu, ce turiști, mă? Păi, noi ăștia care venim să prestăm servicii la voi. Nu. Niște sandwich-uri vă aduc eu de la doamna pace, soția, și vă aduc să mâncați. În mijlocul Hunedoarei pășteau vacile în fața prefecturii și a primăriei. Pentru că era cel mai frumos, singurul loc care era udat cât de cât și era masă verde foarte bună, nepoluată, că nu erau mașini pe vremea aia atât de multe ca acum. Iar în Petroșan ploua atât în sală cât și pe scenă. Mi-l amintesc pe Bietu Ghiuri, cânta la chitară frumos, avea un moment deosebit, lumea era așa, așa, și la un moment dat unul nu mai suporta că el tot se ferea, că îi cădeau picăturile exact în cap și spune, no, aici e plouă! Și Ghiuri s-a oprit lejer și a spus, no, și aici. Și lui Ghiuri curgea așa, știi? Îi curgea ploaia direct pe chitară pe față. Deci, toată această efervescență și 10 ani de spectacole s-au terminat cumva brusc când sponsorul nostru, sponsorul principal, nu a mai dorit să continuă cu noi și atunci ne-am uitat în buletin și am văzut că arăta plus 40. Sponsorul avea nevoie de chipuri noi, iar noi aveam nevoie de o altă platformă ca să reușim să mergem, să ne facem treaba mai departe. A fost un șut în fund, a fost clar un pas înainte, pentru că din toată această amărală a vieții, era pentru prima oară când vârsta era un impediment în calea dezvoltării noastre, am primit un contract la posibilitatea de a face două emisiuni la televizor. Noi ne feream să facem
emisiune la televizor, pentru că știam cât de greu este, cât timp îți ia să faci un spectacol. Noi făceam 3 spectacole pe an, primăvară, vară și toamnă, și lucram cam 5-6 săptămâni un spectacol. Oare aici trebuia să le facem săptămâna. Și am zis, bine, hai încercăm 2. Am încercat 2, am făcut 4. Au fost atât de mare succes încât am luat un contract pe primul sezon de 12 săptămâni. Asta au continuat an și an la rând. A devenit perioada noastră de maturitate, pentru că ne-am învățat cu rigoarea lucrului într-un studio de televiziune, cu rigoarea vieții în industria asta. Am devenit mult mai exacți, mult mai atenți, creativitatea exista, dar trebuia să ne adaptăm și la celelalte zeci de oameni care cei zeci de oameni din echipe cu care lucram. Și așa au trecut ani, am făcut o grămadă de emisiuni la televizor, multe, foarte multe emisiuni, și după alți 10 ani, din nou într-un birou de director de televiziune ne aflăm și aflăm că Coca-Cola și Fanta nu mai vor să cumpere reclamă la noi în emisiune și, din păcate, marile companii de asigurare de pensii, pilonul 3, 4 și 82, cât or fi, nu fac încă reclamă pe televizor și nici casele de ajutor pentru pensionari nu prea te ajută. Și atunci ne-am uitat așa jur împrejur și ne-am pus întrebarea, dar oare unde se duc oamenii îndrăgiți la televizor când se duc? Și divertisul, distractisul din perioada respectivă s-a dus din nou pe scenă. Ne-a luat așa o perioadă de timp. Deci Acrala era de data aceasta chiar legată de vârsta noastră. Noi eram cei vinovați. Ne-a luat puțin timp, dar am reușit, după câteva încercări, să facem un spectacol de cabaret politic în 2019, se numea Satul Paralel, care exact în 2019 a fost un an electoral cu vreo 3-4 runde de astfel de electorale, tot felul de întâlniri, și noi am avut problema foarte mare că dispăreau personajele pe care le lucram noi, pentru că unii intrau în pușcărie, alții ieșeau, alții erau înlocuiți. Era în fiecare săptămână trebuia să scriem, în fiecare săptămână trebuia să rescriem spectacol. A fost excepțional pentru noi și chiar în momentul ăla am crezut că asta e superputerea noastră, că chiar putem să stoarcem o lămâie și să facem cristale de umor din ea. Numai că a venit 2020, unde ne-a arătat că superputerea adevărată este a virusului, acest Terminator, care chiar a fost la propriu și la figurat și care a oprit orice spectacol pentru noi. Dar tot această pandemie a fost și Acrala care mi-a dat mie mai departe credința că pot să fac mai departe lucruri, pentru că m-am îndreptat către internet, cum s-a îndreptat foarte multă lume în perioada respectivă, și am primit oferta din partea unui prieten mult mai tânăr ca mine, un actor, un bun prieten de-a meu, Alexandru Zob, care mi-a zis, hai să facem un podcast. Ce podcast, mă, frate? Eu podcast? Eu nu pot vorbi cu oameni. Nu am trag. Mie, dacă îmi dai un rol, hai, poate îl fac. Și mi-a zis, mă, da, uite, hai să vorbim despre generații cu oameni. Boomerul și milenialul. Tu ești boomer, într-adevăr, sunt născut la începutul anilor 60, deci sunt boomer, perfect, clar. Și el e milenial, ca majoritatea bănuiescă din sală. Și m-am gândit, apoi am stat și m-am gândit, dar boomerul ăsta poate să adoarmă în timpul podcastului, poate să fie răutăcios, poate să-i curgă pe aici o chestie, adică este exact ce fac eu, pot să fiu ranchiunos, pot să mă dau că nu pricep nimic din social media. Ce ai zis? Cum adică? Ăla, rating, ce face ăla? Cum e? Social media, what is that? Știi? Deci pot să mă ascund în spatele acestui personaj care este al meu. Cine nu-și dorește vreodată să joace propriul rol? Și am zis, ok, bă, frate, să vezi că acum chiar o să transform lămâia în vată pe băț. Bun. Și facem 2-3 luni ca să vedem dacă avem rating, dacă lumea se uită la emisiunile noastre. Și uite, din cele 2-3 luni când ne-am propus la început, 4, hai să zic, după aproape 3 ani, canalul unde lucrăm noi are peste 170.000 de subscriber. Avem episoade care sunt de mii de vizualizări, altele de zeci de mii, altele de sute de mii de vizualizări și avem și episoade de peste 1.200.000 de vizualizări. Este adevărat că nu suntem precum Dorian Popa, dar nici noi nu fumăm atât de mult. Adică avem și noi limitele noastre. Cred că este destul de limpede ce am vrut eu să vă transmit aici. Deci, oricâte lămâi veți primi, să fiți asigurați că aveți destul rom ca să vă faceți mojito. Asta este cel mai important lucru. Și nu uitați...
Zahărul în grașă nu-i bun. Vă mulțumesc. La revedere.